Din data de 14.03.2023, în prezența întregii consilieri, avem un cerere de învoire, Miron Costel, supunem la vot ordinea zi. Cine este de acord? Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 52 din 10.03.2023 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Brâzneniuțul Bacău, în data de 14 martie 2023, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Brâzneniuțul, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizat și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun a Brâzneniuțul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, pentru, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâri pentru aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității pentru anul 2023, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținerea localității. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâri pentru aprobarea actului național numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087 din data de 16 aprilie 2018. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâri pentru aprobarea documentației cadastrale și aprobarea efectuării operațiunilor notariale pentru alipirea unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Brâzănești, situate în satul Brâzănești, Comuna Brâzănești, cu actualizare datelor de carte funciare. Punctul numărul 5 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Supunem la vot. Proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Eu o să dau citire la referatul de aprobare în sprijinul proiect de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici de actualizare și a devizului general de actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Brâzneniuțul Bacău. Aprobat pentru finanțare pentru Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere prezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local. Doamnelor și domnilor consilieri, a fost aprobată susținerea financiară a obiectivului modernizare prin asfaltare drumul comun al Brâzneniuțul Bacău prin fonduri primite de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național Angel Salini. De asemenea, a fost semnat contractul de finanțare, înregistrat la Primăria Brâzănești. În condițiile semnării contractului de finanțare și aprobării confinanțării de la bugetul local, prin aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 18.2022, a fost inițiată procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, servicii de proiectare și execuție a lucrării în data de 13.02.2022, anunț de participare simplificat, având în termen de limită de depunere a ofertelor 6.03.2023. La această procedură nu s-a prezentat niciun ofertant. În aceste condiții suntem nevoiți să efectuăm reactualizarea valorii lucrărilor ce urmează a fi executate, iar diferența urmează a fi suportată de la bugetul local. În urma evaluării făcute de firma de consultanță, avându-se în vedere cantității și prețurile actualizate, a fost generat un nou deviz general cu alte valori. Totalul devizul actualizat este de 10.878.197,88 lei, dintre care din bugetul de stat 7.549.062,27 lei. Așa. Supunem aprobării Consiliului Local Brâzănești nou deviz general pentru obiectivul modernizare prin asfaltare drumul comun al Brâzneniuțul Bacău. Mi-a fost să dau citire la proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic de actualizat și a devizului general de actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Brâzneniuțul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere prezentând categoriile de cheltuieli finanțate de bugetul local pentru realizarea obiectivului. Primarul Comunei Brâzănești propune se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Brâzneniuțul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini,
precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Total generat 10.878.197,88 de lei cu TVA din bugetul de stat, 7.540.062,27 de lei cu TVA din bugetul local, 3.400. Articolul 2. Se aprobă devizul general actualizat, aferent obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul comun al Râmnicului Bacău, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Se aprobă finanțarea de la articolul 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Râmnicului Bacău, suma de 3.400.000 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederile articolului 4 alineatul 6 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții Angel Salini pentru categoriile de investiții prevăzute la articolul 4, alineatul 1, litera A și D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95/2021, aprobate prin ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrări Publice și Administrației numărul 1333 din 2021. Finanțarea va fi asigurată din excedentul bugetului local la data de 31.12.2022. Articolul 4, anexe 1 și 2 fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Aducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Râmnicului Bacău la data aprobării prezentei hotărârii Consiliului Local Râmnicului numărul 55 din 18.11.2022 își încetează aplicabilitatea. Articolul 6. Prezenta hotărârii se comunică în termenul legal prin intermediul secretarului general al comunii, primarul comunii, prefectul Râmnicului Bacău, Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la conștiință publică pe afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Mulțumesc. Discuție. Domnul Pierre. Acum se face bine, cumva că se face, dar nu știu dacă ați vorbit cu cetățenii, că am doleanțele lor, dar dintre cetățeni nu găsesc nici 5% care să aprecieze că e bun drumul ăsta față de ăla de prin sat. Ăla prin sat era și mai scurt, spre Poiana, pe unde merge autobuz, pe unde se duc majoritatea. Acum, pentru matale bine, că trece repede de al. Interes pentru matale, pentru agricultorul. Restul spune că mai mult de 5% nu interes în statul albine. Așa la cetățeni vorbind. Cam asta. M-am uitat pe proiectul ăsta, dar de ce nu-i trecut, de ce nu-i specificat de ce 154? Ah. 154 este drumul care e drumul. Păi, de ce nu scrie drumul modernizare în Comuna Bârsănești? În Comuna Bârsănești avem atâtea drumuri. Poate să fie altul. El a fost depus pe finanțare prima dată la CNI. Da. Și consultantul a trecut ca și denumire drum local de legătură în forma în care este denumit acum. Fără să spună că este de 154. Dacă vizitați documentația și dacă verificați, cred că așa și la documentele vedea că este de fapt de 154, deci ăsta este drumul. Și nu intră în discuție că există un alt drum sau... Este o verificare, sau ce este... Exact. Nu poate nu denumirea de drum la urmă, ci faptul că este același de drumul, iar documentați în adâncul, în profunzimea documentației, veți găsi referire la el ca și de ce 154. 154A este drumul de legătură care merge de la Poiana către asta. Da. Și vis-a-vis de faptul că de ce nu s-a făcut drumul ăla, drumul de legătură de la Poiana până la Albe, după cum știți, este o procedură de preluare de la Rom Silva către Oate Mârsănești. Procedură care trenează de 2 ani de zile și pe care nu știu până la capăt, pentru că ne mai găsesc încă un nodul papură, o ghichiță, pentru care noi am depus de foarte multe documente și nu se pune problema că nu o să fie făcut și ăla. Dar în momentul în care va fi ca și proprietate al Oate Mârsănești. Până în momentul ăla, noi nu putem să facem nimic pe terenul sau grădina altcuiva. Eu un proiect, ăsta un proiect în inventar, eu l-am găsit. Drumul ăsta e trecut în inventarul comunii noastre, prin ordonanță de guvern. Bun, asta nu e problemă, dar știi, vreau să mai spun altă problemă. Suma și la dimensiunea drumului de 4 km 200, nu? 3900. Avem certunea cu suma asta de 100 de miliarde vine până la urma urmei, nu? Da, da. Cu tot contributul noastră. O făcut cineva, cine a făcut analiza asta? Domnule, că ne încadrăm în suma asta. Că o să ne trezim peste 2 luni de zile, că iar nu participă nimeni la licitații, iar trebuie să mai alocăm 10 miliarde,
sau 20 de miliarde, cine a făcut analiza asta? Constructorul? Nu, asta a fost constructorul. Păi, eu am văzut că euro ăsta construct, a făcut din nou cum ar... Și eu am fost prima de consultanță care s-a ocupat strict de evaluarea documentației cu specialiști care se pricep la asta și care au ținut cont în evaluarea făcută acum de indicatorii de cost care sunt specificați în normative legale. Deci nu noi am făcut, după știința noastră, pentru că nu suntem specialiști în drumuri, nici în evaluări și nici în stabilire. Eu am înțeles, domnul Mici, dar problema este în felul următor. Deci s-a făcut odată, s-a făcut un proiect, nu? Deci nu s-a încadrat în 70 de miliarde plus ce trebuia să mai dăm noi la 100, cât era? 15-20% cât trebuia parte, cât a dat parte? 18 miliarde. Ei, nu s-o, deci nu a venit nimeni să liciteze până la ora actuală, nu s-a prezentat nimeni. Acum cine a scos? S-a prezentat cineva care s-a retras. Deci a fost o ofertă, a fost o intenție de participare, care după aceea, în moment, în ziua în care sunt data de 6, s-a retras și acel individ care a fost... Păi individul ăla a spus, domnule, că am 10 miliarde care mai trebuie și ne apucăm de lucrare și dăm drum. O să ajungem în faza exact cum s-a întâmplat cu școala de la Vale. Deci, atâta e cota de participare și încet, încet trebuie să vii în fiecare lună cu domnule, te lasă, că nu ajunge atâția bani, că s-a schimbat astea, cursul valutar, că s-a scumpit materiale și după aia, deci n-ai nimic cer. Și la urma urmei, dacă stai și analizezi costul care este la Caracleu, pe strada Eminescu, e vreo 40 de miliarde, nu? Da, da. Ei, în proiectul ăla ce conține acolo? Câte sunt podiețuri băgate în proiectul ăla? Bun. Să zicem că sunt costurile mai mari. Deci ai un kilometru 200. Aici eu nu înțeleg cum o să facă nici costul de miliard, de 4 kilometri. Aduceți-vă aminte la... Și au nu, sunt 4 podieți sau 5 podieți, m-am uitat proiectul ăla. 5 podieți. 5 podieți în afară de podul mare. Da, ei, gândiți-vă bine că podul costă mulți bani. Aia e clară treaba. Și eu nu știu cum o să încadrez de 100 de miliarde să ducă la bun sfârșitul acest proiect. În primul rând, gândiți-vă bine când a fost treaba cu drumul către mănăstiri. Cât a costat? 300 de metri, 12 miliarde, nu? Da, a fost 5 ceva. 12 miliarde a fost, cam așa a fost. A fost prima licitație, a fost 8 miliarde. Eu vă spun sigur că nici 100 de miliarde nu o să facă. Deci dacă faci și analizezi bine, dintre care și strada Mihai Eminescu, ea nu-i trecută prin asfaltare, din proiectul care l-am văzut, nu scrie deloc asfaltarea, scrie modernizare. Modernizare, o să vedeți că o să fie asfalt acolo. Domn primar, deci pe minimă pune din gădică de la 40 de miliarde la un kilometru, să ajungi tu cu 100 de miliarde să faci 4 kilometri. Și din 12 miliarde din partea asta iar să ajungi, ca să faci, să zici, domne, gata, să rezolvi cu 100 de miliarde. Eu n-aș crede. Păi panta, trebuie drenaj acolo, cu oricum ar fi trebuie drenaj, exact cum e panta către mănăstirii. Eu nu, ce nu cred, eu vă spun sigur. Deci eu atât am avut de spus, dar ce, deci calculul e așa, deci omenești, nu bani. Calculele au la bază niște indicatori de cost care sunt specificați de o legislație. Nu știu numărul ordonanței, în analiză este decât numărul ordonanței, care spune exact care este formula de calcul pe indicatorii. Dar eu am văzut acolo, scrie indicatoare, scrie tot, am văzut exact. Rigole, ce da, trebuie, bun, tot. Ei au făcut calculele astea. Exact. Dar, haideți să spunem altceva. E posibil ca la Caracleu, a spus că și-o lua marja de cheltuială la maxim, la Caracleu, pe strada Eminescu, nu? Da. Bun. E posibil să ne rămână bani din partea elaltă și să aloci în partea asta. E posibil și varianta asta. E posibil, dar nici acolo nu avem o certitudine. Ei, nici în partea asta altă, n-am nicio certitudine că ei va rezolva cu 100 de miliarde atâția bani. Că nu scrie cât e kilometru, bine, scrie acolo, sunt, domnule, toate prețurile acum, dacă le-ați văzut. Prețurile sunt, dar și nu o să participe nimeni niciun... Peste 2-3 luni sau cum se face? Nu se face, nici nu se face, așa negativ, nici nu se face. Și vreau să facem o chestie. Fiecare mare particularitatea sa. Deci nu pot fi comparate drumurile unul cu celălalt. Ăsta are o lungime, este dispus mai mult pe lungime, fără să aibă componente de dispersare foarte multe. La Caracleu sunt multe ulițe care vor trebui racordate. Pentru fiecare uliță va avea un racord de 10 metri plus podurile de conectare pentru fiecare, ceea ce ridică foarte mult cheltuiala pentru conectările cele. Aia înseamnă că nu neapărat faptul că un kilometru de aici îl putem compara cu un kilometru de rincoace. Pentru că pe distanța aceea mare, dintre cele două rampe ale drumului de 54, drumul este perfect drept, fără ca să aibă decât patul de drum și șanțurile sau tipul de rigolă pe care îl are, rigolă de acostament sau rigolă de acostament sau șanțul pe care îl are. Deci nu putem compara un drum cu celălalt.
Ăștia au fost indicatorii pe care consultantul i-a avut în calcul, i-a avut în vedere și a, ținând cont de ei, a ajuns la, faptul, la concluzia finală de preț asta, pentru că noi nu putem să mergem peste indicatorii de, indicatorii de cost pe propria noastră răs, pe propria noastră barbă. Deci asta ține de specializarea cuiva, care, specializarea care nu este a noastră, ci a celui care și-a asumat răspunderea pe un studiu de consultanță pe care noi l-am plătit și în baza căruia s-a făcut evaluarea. Problema aici apare nu de acum. Din faptul că i-a fost evaluat inițial pentru depunerea PCD-ului, iar ulterior s-a făcut depunerea lui pe programul Angel Salini. În condițiile actuale, când în ultima perioadă de timp, în ultimul an de zile, prețurile au explodat, nu este, nu este nici din a evaluatorului, nici a constructorului, nici a noastră, că prețurile au luat o turnură alta decât cea pe care o știam în mod curent, ținând cont de evaluările și de lista de fluctuație a valorilor prețurilor de piață, care a influențat în mod negativ valoarea pe care noi am avut-o inițial dată de consultant și de cel care s-a ocupat de elaborarea documentației. Deci aici, acum, în condițiile astea, pentru că nu ne aveam nimic motivă. Dacă consultantul spunea că era în loc de 15 miliarde, acum că e diferența, era 20 de miliarde, noi cu aia veneam. Dar noi trebuia să avem un fundament și o bază legală care să ne dea voie să ducem la valoarea aceea, ținând cont de niște indicatori de cost specifici și controlați de către o legislație. Pentru că noi nu putem să ducem după propria noastră intuiție, ci doar ținând cont de ce ne spun, de ce ne spune argumentul legal. Și asta a fost. Dacă nu va veni nimeni nici acum legislație, nu este vina noastră, este vina. Da. Dar noi sperăm ca în condițiile astea să existe participanți care să-și asume răspunderea executării lucrurilor și nu putem să trăinăm foarte mult. Pentru că dacă noi o vom munci de azi pe mâine, de nu știu câte ori, atunci riscăm să pierdem finanțarea și riscăm să noi executăm lucrarea. Dar avem interes să vedem lucrarea cât mai repede făcută și de aia noi, în cel mai scurt timp, după aprobarea hotărârii de Consiliu, vom merge vom relua procedura de achiziție. Păi, tocmai de asta spuneam, că și acum, în momentul de față, el putea să-și ia marja maximă de cheltuială. El a zis că și-a luat, deci asta este atributul lui și este... Tu făcând trei proiecte, ai trei cheltuieli. Să zicem că, bă, bun, ok să meargă, e al doilea proiect, nu? Bun. Ai a doua cheltuială. Îl faci pe al treilea. Domnule, nu vrea nimeni să participe. Nu, bun. Păi, nu face el al doilea, e același. Păi el acela. Devizul face. Devizul, dar devizul nu costă. Îl face gratis? Da. Bun. Foarte bine. Da, dar uite, lungești timpul, că dacă nu se prezintă nimeni... Și apropo, și descumpit, proiectul ăsta cum a fost făcut? Devizul ăsta. Prima dată a făcut în 2019, 2000, da. Păi de-aia așa diferență. Păi, da, hai să luăm un pic și vârful prețurilor de expoziția prețurilor. Asta a fost până anul trecut, deja prețurile au început să scadă și la motorină, deja prețurile încep. E normal, ar trebui să iau marjă, sigur, și să meargă, trebuie să meargă deja în derulare, nu cum mai vin cu altă rectificare. La momentul depunerii în august, septembrie, a fost reevaluat. Problema este că de atunci până acum s-au mișcat din nou prețurile și a creat discrepanța valorică la care am asistat acum. Oricum nu sunt eu nu sunt contra, deci eu nu sunt contra proiectului ăsta. Ei trebuia să-și ia marja maximă și la cheltuiala asta. Cât trebuia? 20 de miliarde. Da, frate, 20 de miliarde, dar ești sigur că ai plecat cu proiectul la bun final. Noi sperăm să valoarea acum să fie una justă și echitabilă, valabilă și pentru, adică pe care orice constructor care va participa să și-o asume și să se încadreze în ea și să putem să demarăm lucrarea în continuare. Asta este speranța noastră. Da, da, la speranță, deci exact cum și-o lua marja de siguranță în partea elaltă și aici putea și-o ia. Asta e deranjabil situația, că până la urmă tu hai să mă lungești iarăși ca proiectant, mă lungești că mai trebuie iară încât nu participa nimeni și dă iar peste 3 luni, iar vin, iar fă ședință, iar mai dă 10 miliarde, iar mă spune, și mai lungești iar 2 ani. Și nu compara terasamentul, că, de exemplu, să spunem către mănăstiri, nu către mănăstiri, către Mihai Eminescu cu terasamentul ăsta, că aici au de lucru foarte mult, vă spun eu asta. Că la nu-i terasament bătut, nu-i drum rulat. Deci, același lucru îl face. Deci la Caraclou, chiar dacă e bătut, îi scoate tot, scoate 30 de centimetri, vine cu petrin. Domnul Nară, îți scoate 30 centimetri, dar aici e posibil să scoată și mai mult. Și drenajul, cred că e aceeași situație ca și drumul către mănăstirii. Mai ales panta aia de urcat sus acolo în deal. Vă spun eu. Da, na, să dea Dumnezeu să fie bine. 60 centimetri. Deci baza de pe care are 20 centimetri de bază. Să se facă. După aia să mai faci un proiect pentru 60 centimetri de asfalt, 6 de ape. Și aici avem două rampe, una de urcare și una de coborâre. Deci aici e problema și eu. Deci eu de asta spun, eu nu știu la cine și-o lua marja deodată, bă frate, cât este asta? El dacă făcea proiectul și finanțarea probabil că era mai mare.
pe Anghel s-a venit, vă spun eu. Nu, nu, da. O obținea mai mult. Ba da, noi am cerut finanțarea, a fost... Pentru că noi am cerut, dar totală, finanțare totală, da, corect. Dar, de exemplu și acum, de exemplu, până la urmă poți să suport 70 de miliarde, până la urmă, nu ai suport într-un singur an, în 2-3 ani. Poți suport 50-50, 50 vine finanțat pe Anghel Salini, 50 din bugetul local. Dar problema, ia-ți marja, frate, deodată, nu? Umbla tot, mereu faci proiecte, vină și pun-le ca să le voteze. Păi le votez, că normal, că... E în beneficul nostru, că nu e la nimănui, dar problema este că... Rămâne, să facem comună, nu? Trebuie să fim optimiști. Da. Domnul. Da. Noi sperăm că, indiferent de constructorul care va lua licitația, să respectăm ordinea proiectelor făcute. Nu trezim din nou că s-a făcut în altă parte și altele iară. Nu are, domnule, asta e care proiect. Aia de fel de proiect. Indiferent ce spune unii sau alții. Asta este proiecție, ba. Ăla e proiecție. Noi doar dacă nu facem, nu se face. Ascultați-mi. Dar actualul, ceea ce s-a propus, deci satul Albi așa va rămâne totdeauna. Nu că nu-i benefic drumul pe Sitea. Este cel mai benefic. În momentul când nu se face pe Sitea, în satul Albi nu se va face niciodată. Da, asta știu din sursă, sigur. Dacă nu se face pe Sitea, în sat nu se va face. În momentul când se face pe Sitea, se va face în satul Albi. Altfel, toată lumea că acum este bună. Era bun, a fost în 30 de ani când am mers cu cizme și mergem la ora actuală. Dacă se făcea în satul, pe Sitea nu se făcea niciodată. Și rămâneam acolo. Ce facem? Unu ieșa. La Helegiu mai un sieș, apoi mai un sieș, unu ieșa. Stăteam acolo cu asfalt? Acum, toți ziceam asfalt, jucam fotbal de... Vreau imediat două conexiuni, una către Târgu Ocra și una către Onești. Eu cred că cea mai bună legătură asta e. Să vor fi la 10 minute de Târgu Ocra și la Bursălegi, către Onești. Deci trebuie să trecem 3 comuni, 4 comuni, să ajungem în comuna noastră. În momentul care vom terminat unul ăsta, autobuzul de Crăciun și-a oprit la Apre și la Bursălegi, să fie la Bursălegi, la Apre. Ceea ce este o oportunitate pentru satul de acolo și o deschidere mai bună. Chiar dacă unii zic că nu, când va fi gata, pentru că tot timpul vor fi dintre astea. Ci că contra care vor considera că nu este... Faceți tot ședință și să vedeți care spune nu. Sunt curios care spune nu. Nu, noi am vorbit pe drumul ăsta și vom să dacă cineva nu e de acord cu așa ceva. Acum, scuze-mă că intervin, nu, că nu-i nimeni contra proiectelor. Lumea nu mai are încredere, că ai tot... Lumea nu mai are încredere. N-ai văzut că te uiți la cum și la comentarii. Zici, bă, bun, faceți pistă, fă nouă unii trei pistă. El n-are apă, el n-are aia. Mă, duc, uite, hai să mergi la fiecare cu hârtia aia. Da, poți să dă bine, dar... Încercăm, da? Lumea nu mai are încredere, ai toată problema. Eu înțeleg, domnul Gădălin, dar și dumneavoastră, dacă erai, vezi că vine apa, nu. Dacă nu încerci, nu faci proiecte, nu obții finanțare. E problema de asta, domn primar. Proiectele astea au fost și dirijate într-un fel. Asta e situația. Și să ia și în calcul număr de alegători, mai multe calcule se fac. Dirijate de pe la Consiliul Județean, de pe unde trebuie făcut ele cu spiritul lor de a face bani. Asta este. Ce zic? E bun, orice proiect e bun și bine făcut și dus la final, dacă se duce. Da? Avem o grămadă de proiecte și niciunul finalizat. Aia e problema. Care sunt de acord? Dă cuvântul domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 3, 2. La 2. Programul de măsuri. Programul de măsuri. Da. Gospodărie. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2023, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținerea localității. Primarul Comunei Bursălegi propune articolul 1. Se declară perioada 15 martie, 1 iunie 2023, perioada curățeniei și se aprobă programul de măsuri de gospodărie a localității pentru anul 2023, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 2. Nerespectarea programului de măsuri de gospodărie a localității pentru anul 2023, prevăzut la articolul 1, constituie contravenție în domeniul bunei gospodării a localității rurale și se sancționează conform prevederilor anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 3. Primarul și viceprimarul comunei prin compartimente de specialitate de servire, precum și întreținere și spații, drumuri și vor aduce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului Județul Bacău, primarul Comunei Bursănești și va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primăriei, precum și pe afișele de pe raza comunei. Mulțumesc. Discuție. Supunem la vot.
Da, vreau să spun o chestie care deja a început să-și facă apariție, este problemă care ține de curățenie și de ordine. Este una dintre problemele care ne doare cel mai tare, este cea care se referă la focurile de miliște și la arderile necontrolate. De fapt, ele nu sunt arde controlate, mulți cetățeni au făcut un obicei din a da foc pe diverse dealuri, se duc și își lucrează la vie sau undeva și își dau foc la bucata vecinului și pleacă de acolo și nu-l găsești. Problema cea mai mare este că nu poți să sancționezi atât timp cât nu-l găsești acolo, adică să-l găsești la locul faptei și ca să-l poți incrimina pentru ceea ce s-a făcut. Deja noi am avut două incendii majore la arbele. Vreau să vă spun că este destul de grav ce se întâmplă. Unul dintre ei l-am scăpat în pădure, a plecat de la via omului, era un vânt foarte puternic și s-a scăpat în pădure. A fost mobilizată o echipă foarte mare de oameni care au reușit până la urmă să-l stingem. Dar este foarte greu pentru noi, pentru că lucrătorii care toată ziua lucrează, fac diverse lucruri din timpul programului, îl iei sau din timpul programului și îl duci și ajunge tu seara sau noaptea, sau vine de la un foc de la albele și te plece la altul la Caracol, se plece la altul la albele. Și de-aia vrem să facem un apel la cetățeni să nu mai procedeze așa, pentru că este și o modificare de legislație care spune că dacă tu, proprietar, ți-a luat foc, ți-ai dat foc tu sau ți-a dat foc cineva la bucata de pământ pe care ai evitat să lucrezi în anul trecut, nu vei beneficia de subvenția de la APIA pentru tot pământul pe care tu îl ai la APIA pentru subvenție. Deci este o chestie, o pierdere atât materială, cât și pentru noi este un efort care uneori simțim că nu putem să-i facem față. Și de-aia rugăm cetățenii comunei să oprească din a da foc sau de a pune pe unii și pe alții, pentru că există și o practică de genul ăsta, când indivizi certați cu bunul simț și cu tot ce înseamnă respect și asta pentru oameni, se duc și dau foc la bucățile celorlalți, fie plătiți sau neplătiți, și ne pun pe noi într-o postură destul de proastă. După cum vă aduceți aminte, au fost și cazuri când am avut oameni care au ars la Caraclău și m-a fost cazul de anii trecuți de la Gura Băiei, de acolo, când cineva, încercând să stingă incendiu, a luat foc și s-au pierdut și vieți omenești. Și de-aia vă rugăm să aveți grijă atunci când procedați la a da foc chiar în propria bucată, dacă considerați că nu este cineva care să vă sprijine, mai bine nu dați foc decât să pierdeți de sub control focul pe care îl dați la vreascurile care vă urmați de la vie sau de undeva. Vă mulțumim pentru înțelegere. Păi tocmai de asta ar fi bine de informat cetățenii și să spun, domnule, măcar sunați la un număr și să vină o echipă cât mai repede, sau format o echipă și... Problema este că nici cetățenii din comună. Dar nici altă soluție nu găsești, domnul. Da, fiecare om vrea să-și facă un pact și așa oricum el ridică la pie, peste 80% așa, așa. Dar nu avea domnul interesul să vină și el, bă, vin și eu cu lopată cu ceva să sting. Da. Dacă nu-i arde via lui, nu are nicio treabă. Atunci aia, la nivel local, format o echipă din asta, prin sezon de primăvară și toamnă, și de voluntari, altceva nu mai, voluntariat, și asta tot. Și dacă în caz de ceva, să anunțe omul, să anunțe cu 2-3 zile, domnule, vreau să mă duc la vie și vreau să dau foc la izlaț, sau eu știu ce are el acolo. Dar nici altă metodă nu ai, că nu ai nici măcar pentru crânci, pentru astea, nu ai ca să zici că faci ăsta, cum îi zice, compost din ăla. Ai alte metode. Omul apelează la metoda țărănească, cum vă spun. Și acum cu sancțiunile nu e nicio soluție, nici sancționarea. Cu cât tu vrei să-l sancționezi, el mai tare îl înrăiești. Asta e situația. Că tot vorbim cu el frumos și a explicat, domnule, dacă vrei te ajutăm, formăm la nivel local o echipă și asta este, că altceva n-ai ce să-i faci. Îl sancționezi și ce-i făcut dacă îl sancționezi? N-ai rezolvat nimic, că tot ce face el știe. Eu așa cred, după mine, dar na. Eu zic că trebuie puse anunțuri, afișe pe mai multe garduri și avertizat. Așa, să uită puțin la ministerul noastră. Fiecare an am făcut lucrul ăsta și am făcut. Fiecare an am făcut. Numărul de incendii atâția la un an, anul trecut băgat cu greșnirea că au avut câteva sute, cel mai mult din ultimii 10-15 ani, ca nivel de cantitate. Deci au avut câteva sute de incendii de vegetație, ceea ce nu este un lucru simplu. Se distruge și habitatul. Dar da seama, dacă este explicat, i-a dat foc în munte. Noi eram la Ciujmea Osului, la Brătești, stângeam incendiu acolo și când ne-am rugat privirea la deal la munte, atunci era la foc. La 1 noapte. Hai să mai zic o chestie. Și incendiile astea acum, deci să ajung la, din cauza că terenurile nu sunt muncite. Acum cinstit, că dacă ar mai fi cum era înainte, se duceau, păsau, aveau animale. Acum mai găsești 3-4 vaci în toată comuna, nimeni izlazul nu-l mai întreține. E clară treaba. Asta am vrut să spun și eu, pentru că nu mai are cine de muncit și primăvara le curăță pe foc.
Deci n-ai cum, astea e greu de evitat situația asta. Și la nivel de țară, nu, nu-i numai la noi asta. Asta mai muncesc 2-3 via care mai au cu 3-4 ani. Dăm cuvântul domnul primar la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului național numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087 din data de 16 aprilie 2018. Primarul Comunei Bâsănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea de către SC Ecosud SA a următoarelor tarife de la data semnării actului național numărul 3 la contractul numărul 1087 din 16.04.2018, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă prezentă hotărâre. 1. Preluarea deșeurilor în vederea depozitării, 97 de lei. Preluarea deșeurilor din construcții și demolări, 216 lei. Preluarea deșeurilor în vederea transferului, 117 lei. Preluarea deșeurilor în vederea sortării, 900 de lei. Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, 235 de lei. Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, 334 de lei. Articolul 2. Se aprobă actul acționar numărul 3 la contractul numărul 1078 din 16.04.2018, conform anexei numărul 2, care face parte integrantă în prezenta hotărârii, se acordă mandat președintele Asociației Valentin Ivancea să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul acționar numărul 3 cu anexele aferente conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Bâsănești, având calitate reprezentant al Comunei în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze conformitate cu prevederea articolul 1 și articolul 2 în prezenta hotărâre în adunarea generală Asociației Adis Bacău. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 3, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții. Ăsta e al treilea act adițional cu platforma asta Ecosud. Pe parcursul mai mulți ani. Da. Bine, că ultimul a fost anul trecut, nu? Colectarea și selectarea deșeurilor. Comunitatea acum se referă la depozitarea în Ecosud. Iar cea de anul trecut, care a fost cu reducere, se referea la colectarea de la cetățean și transportul de la cetățean la nivelul platformei Ecosud. Ceea ce este, deci noi vom vedea repercursiunea prețurilor. Astea, ulterior, când Romprestul va umbla la prețul de colectare, care atunci, deocamdată pe noi nu ne afectează chestia asta. Este o chestie care este bucătărie internă de colaborare dintre Romprest, Adis și Ecosud, dar care va avea ulterior repercursiuni asupra noastră, ca și cetățeni, când se va modifica prețul de colectare la nivelul Romprestului. Deocamdată noi mergem pe valorile alea, dar motivarea este a lor, au un raport de motivare și asta care este, are grosime de doare capul, care sunt calculele la baza transformării, aducerii prețurilor la valoarea aceea, la valoarea asta, dar deocamdată aia este bucătăria lor și nu a noastră. Păi tocmai pe bucătăria lor și n-ar trebui să mă pună pe mine ca să votez. Exact. Că până la urmă, eu mă afectez singur, votez și m-am afectat singur. Dar noi n-avem altă soluție, pentru că constrâns. Da. Bun, haideți să vă mai zic și altă chestie. Am mai discutat personal, n-am discutat în ședințe, cu o o platformă ecologică pentru noi, locală. Pentru ăsta, cum se cheamă, pentru lemni, pentru compostat, toate prostiile astea, chiar și plasticuri. Un om care strică o fundație, o casă, dărâmă, n-are, când s-o ducă, că ai văzut, că caută la care medicare, băi, vrei o plătură, nu vrei o plătură. Pusă pe acolo, pe platformă. Așa, cui îi convine să ducă la Ecosud, să vină la Ecosud, să vină să-i îmbace în lui fundația, la prețurile astea. Hai să fim serioși. Și până la urmă trezești tot așa, pe malul râului, pe malul Tazlăului, pe malul cu toate prostiile astea. Ca să faci acel bloc, trebuie organizat. Păi tocmai cu șmecheria asta care o fac ei, tu nu o să mai ai niciodată posibilitatea să mai faci platforma ta ecologică. Și o să ne afecteze. Aici eu trebuie să spun, eu mă abțin, că eu m-am cam săturat de atâtea normativi, schimbări, ba când dă prețul în jos, după aia te taxează la finalul anului, tu mergi tot cu prețul vechi. Nu știu. E ceva cu sucoața albă cu Ecosudul ăsta.
să mai vină și alții, frate, mai sunt atâția concurenți pe piața asta, mai vină și altă firmă, să vedem. Dar ei nu mă asaltă prețul, ei nu mă asaltă prețul și îți impune atâtea condiții. Băi, asta, asta. E, apropo de ce am votat mai înainte, pentru sancționarea omului cetățeanului cât dă foc. Bun. Păi cu prețul ăsta îți mai aduce omul crânce, îți le aducă să îi dea lui Ecosud? Că nu-i valorează nici teren, nici casă, nici masă. Mă, ce stil? Și tu trebuie să-l sancționezi, că ai aderat la... Ai votat legea lui Ecosud. Pune la vot. Cine este pentru... Două opțiuni. 10. Pentru și două proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale în aprobarea efectuării operațiunii notariale pentru alipirea unor imobile aparținând domeniul public al comunei Bârsănești situate în satul Bârsănești, județul Bacău, cu actualizare datorită din carte funciară. Primarul comunei Bârsănești propune articolul 1. Se însușește documentația cadastrală de alipire imobile în satul Bârsănești de SC Toposistem SRL, aprobate prin referatul de admitere numărul 374 37435 din 22.11.2022 la OCPI Bacău. Articolul 2. Se aprobă aplicarea imobililor terenuri situate în satul Bârsănești, proprietate publică al Comunei Bârsănești, indicate după cum urmează. Imobilul terenului scris în cartea funciară numărul 67673 Bârsănești, numărul cadastral 61673, având suprafață de 442 de metri pătrați, proprietate publică a Comunei Bârsănești. B. Imobilul teren înscris în cartea funciară numărul 61416 Bârsănești, numărul cadastral 61416, având suprafață de 3800 metri pătrați, din care 2946 metri pătrați post construcții și 854 metri pătrați arabil, împreună cu imobile aferente pe această suprafață, teren C1 și 265 metri pătrați, sediul primăriei, C2 228 metri pătrați, anexă camera centrală și anexă magaziei. Prin alipirea imobililor identificate la aliniatul 1 se va forma un corp de proprietate nou, carte funciară numărul 61678, cu o suprafață totală de 4242 de metri pătrați, identificat conform planului de amplasament și deși delimitare a imobilului cu propunere de alipire anexată. Anexa face parte din prezenta hotărâre. Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire a imobililor identificate la articolul 1. Articolul 4. Se mandatează primarul Comunei Bârsănești să semneze actul autentic de alipire și să efectueze procedura de însușire în noul corp de proprietate în cartea funciară. Prin grijă secretarul general al Comunei, prezenta hotărârii va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, primarul Comunei Bârsănești, instituție prefect județul Bacău și va aduce la cunoștință publică prin afișare la vizierul sediul primăriei și prin publicitate pe site-ul primăriei. Este vorba de alipirea parcării, de suprafață teren care vine din coace de gară. Deci unii i-a saltat, da. Că nu era domeniul nostru. Da, când nu au făcut cadastru de la DJ, da, au înțeles, era suprafață. Deci au luat toată comună, toată suprafața din comună au luat-o. Da, și acum am refăcut documentația cadastrală și facem o alipire și trebuie și o hotărâre de Consiliu ca să... Corect, e foarte bine. Dar problema este că e toată comuna, e la fel. Deci noi nu avem domeniu public. Nu, avem la DJ-ul. Numai DJ-ul, atâta. Deci celălalt este în domeniu public. Deci, am înțeles, dar eu zic toată comuna, tot șanțul, zona, da, cum da, se spune, deci e DJ-ul. Da, deci noi nu avem domeniu public. Și mă întreb la canalizare, acum când o să vină apa și canalizarea și gazul. Iar trebuie să faci adresă către DJ. Să-ți aprobi DJ-ul. Stai să vezi dacă aprobă. Aviz, atâta. Nu mă avize pe iar să lungești probleme. Dar eu nu înțeleg cum s-a pierdut domeniul public. Eu asta nu înțeleg. Dar așa a fost, că acest drum a fost preluat de Consiliul Județean. Păi, am înțeles, dar Consiliul Județean a luat de capul lui, nu în primărie aici nu a existat domeniul dar public. Dar acest drum este dat din banii din 70-70 de vedeți situația că acum vrei să le pui la cap și iar sunt târzii din cauza că nu o să dea aviz, că o să lungească, că nu o să pun de acord și tot așa. Păi, dar dacă
Știți cum e, sunt și lucruri bune și lucruri rele. Dacă nu era din ADJ, drumul ăsta asfaltat din câte oate în Brâțănești, n-ar fi fost în vecii vecilor. Așa că noi am avut un avantaj atunci când am beneficiat de asfaltările succesive pe care, drumurile de ține le-a făcut pe el. Și atunci ne-a convenit, acum când ăsta nu ne convine. Dar nu există, nu este o chestie fără ieșire, pentru că noi dacă avem de făcut lucrări care țin de dezvoltarea comunității de la Brâțănești, poate Brâțănești, prin obținerea un simplu aviz, putem să facem pentru orice și rețeaua. Pentru care deja, pentru rețeaua de gaze, am luat aviz de la DJ, pentru rețeaua de apă, probabil că urmează și o să luăm aviz. Deci nu se pune problema că cineva ne pune piedică, că nu ne lasă să facem dezvoltarea comunității, obturându-ne obținerea de avize, că atunci nu avem nevoie de diverse utilități. Eu nu știu, este foarte bine că este colaborare între instituții. Exact. Problema este că dacă era tot domeniul public, faci ce vrei. Dar nu obțineam. Tu, de exemplu, hai să spun o chestie. Găsești pe X, nu, domnule, nu poți să-l obligi să fac curățenie în fața casei, că e ADJ-ul. Da. Și asta e. Îți să-ți facă de obraz, că altfel n-ai cum să sancționezi. Degeaba faci legi, că n-ai cum să le pui în practică, până la urmă urmei, și sancțiuni. Că asta e situația. Dar fiecare trebuie să-și facă curățenie în fața proprietății. Asta de obraz, de omenie. Da. Dar eu vă spun... Gospodarul se cunoaște de la poartă, așa că... Da. E problema cu uite, gospodarul nu puțin, că din 5 îți împuținează lumea. Aia e problema mai mare. Și îți rămâne pe capul tău. Aduci negri. Păi, aduci negri, ce să facă? Să popularizeze? Ce dracu să facă? Să fac mulat. Avem cine negri, cine speră. Până la vot, cine speră. Punctul numărul 5, divers. Domnul? Da. Acolo, la albile unitoace, mașina care ridică deșeurile, știți? Acolo, lângă podul de la... Da. 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 Ei, cum vă uitați spre glodosul la deal, trebuie făcut panta aceea de vreo 50-60 de metri, făcut șans cu... Cupa? Știi ce se întâmplă acolo? Deci când plouă, aduci și umplă cu măl tot acolo. Zona unde întoarce mașina o face numai măl de o palmă, de pantă. Deci vreo 50-60 de metri, cum te uiți spre glodosul, partea dreaptă, atât, până în curbă, atât. Da. Și ăla vine de la deal, de pod. Un șanț, un pic cu cupa acolo. Da, mi-a trimis și mie, Ilie Marian, au făcut o adresă către primărie, că dacă putem să o ajutăm cu ceva bănuți pentru operația, are un copil, nu știu ce. A venit ieri, a lăsat-o documentație, este în studiu, dacă putem, trebuie să facem... Exact, dar trebuie un pic urgentat, că am înțeles că trebuie... Bine, nu trebuie neapărat toată suma. O sumă, adică mai dăm și noi de la societăți, mai strângem și... Da, e un copil, îți dai seama că nu e... Și să punem, să putem, dacă putem ajuta și să duc, da, să fac operația. Da, am primit documentația, eu îi spre studiu acum, da, și cred atât, că până la rest, să dea Dumnezeu să pună proiectele în aplicare și că m-am săturat de ei cu toate bulebășările. Da, ce simt, sunt foarte dezamăgit, pentru că dacă am încercat cu școala să modernizăm, să facem ceva, nu-i bine. Dacă încercăm să facem, să fim în rând cât de puțin și noi comuna Brâțănești, nu-i bine. Nu mai punem vorbă de transport. Nu-i doare capul pe nimeni, pe acolo nimeni. Mă sună și la 12 noaptea și la 3 noaptea, că nu au autobuz. Eu am fost împreună cu domnul primar, cu 2-3 echipe, am sunat pe la Bacău, am făcut tabel, am trimis, tot nu-i bine. Nu mai înțeleg ce vor oamenii ăștia care vorbesc așa, nu mă cream. Eu nu cred că oamenii chiar vorbesc în stilul ăsta, așa ce spun. Oamenii neapărat vor să facă și la noi, să fim și mai rând cu oamenii, atât, altceva nu-și doresc. Dar văd că... Ați fost, ați strâns ceva semnături prin statul ăla? Am fost. Păi și sunt semnături, duce la Consiliul Județean? Dar știi cineva? Nu știi. Eu și m-am mai tot singur. La Consiliul Județean o dat un răspuns. Nu s-a terminat procedura de achiziție. A venit, îi sancționează, îi controlează. Ce simt pentru nouă dăjbatori care tot trenează de ceva timp și care nu mai iese la cap. Nu știu ce se întâmplă. Am înțeles, tu m-am întâlnit. Eu am stat într-o seară chiar în spate la autobuzul ăsta. Care face noi. Și o capac a făcut dreapta către Caraclu. Da. Dar nu-i traseul lui, omul. Eu n-am nicio treabă cu omul ăla. Nu-i traseul lui. Bă, fă-ți traseul care trebuie să-l faci. Du-te la gura văi. Dacă ești întorci înapoi și vrei să faci ca să nu mai ducă un alt autobuz pe ruta Caraclu, întoarci înapoi și iau Rudubenia și du-te pe partea alta. Fac exact ce vor ei. Mai nou acum am înțeles că s-au pus de acord, nu știu cu care, pe la Bârsănie și care la 5 jumătate ia 4 persoane, că atâta știe el că ar lua 4 persoane. Păi nu-i normal, fratele meu. Nu-i normal așa ceva.
asta să fie. Și oricum, aici așa, zici că e un sat fără stăpân, fără poliție, fără nimic. Ai văzut, eu furat calul ăla, acum l-au găsit, i s-o spart pe la Caraclou, nu știu ce autobuz, mașină, ce s-a întâmplat acolo, domnule? În momentul, dacă nu pleca, să știe. Știe. Dacă nu pleca acel șofer, nu pleca cu autobuz, vinea criminalist, că a luat probe, era totul ca la cap. Am doi, nu mașină. Am două mașini. Nu fac nimeni controle la ei, nu ia bani, nu tai bilete. Ce bani nu interesează, văd, dar fă-ți traseu. L-au prins fără asigurare pe unul, nu știu pe care l-au prins fără, n-au nici asigurare. Eu am înțeles, dar problema este că și transportul local depinde tot de Consiliul Local. Consiliul Județean trimite, au, cum îi zice la subordinea Consiliului Județean, e un, ăsta, e un departament. În departamentul transport. Bravo, e. De ce nu vin aici așa ei? Dar ei fost, dacă vin în gară, îi găsești acolo. Da. În fiecare săptămână. Domnul Nadu, ce se caut în gară? În gară știți cum e, cum îți iau un curte, îți mil, mă înțelegeți? Ei, pe traseu să altfel. Ei, așa. Păi să vină pe traseu să vadă cât oameni are, cât nu are. Nu e așa, au fost și pe traseu, au fost și la gară. Stă la gară și numără oamenii câți intră în mașină, că ei controlează, ei rup bilete, dau bilete. Eu am fost din rătău ăla. De multe ori, după mine, ori făcute adrese cu toată comuna către Consiliul Județean, către Departamentul Transportului, să facă ei fonduri, nu știu. Băi, cătările, s-au făcut la reclamații, reclamații. Păi am făcut noi, ca oameni. Dar problema că ei nu au luat nicio măsură la Consiliul Județean. Departamentul Transportului nu au luat măsură. Deci n-au putut până acum, pentru că licitația a fost făcută din București. Ne-au explicat destul de clar, Bacău. Nu e licitația noastră, este a București. Din momentul ce intră acum noua licitație, răspunde Consiliul Județean. Și licitația s-a luat fără prezentare, nici măcar. Păi nu s-a luat fără prezentare. Nu s-a luat fără prezentare. S-au trimis cărți de identitate la mașini noi, chiar dacă au adus o mașină care trebuia să corespundă, au adus-o 2-3 săptămâni, o luni de zile, după aia au mutat, au adus hârburile la altă și tot la fel. Ca primăria Usănești, nu am semnat niciun act. M-ați înțeles? Păi, n-am semnat, dar. Noi atâta am dat traseul, stațiile care sunt. Păi. Păi și ăla este un act, îi dai traseul, recunoști traseul, faci stație și așa, e un act și ăla. Deci ești într-un complice și tu. Nu mai este în forma combinată, Bărsănești, Caracol. Traseul pe care ți-a adus, pe care eu am făcut în Bărsănești și am trimis la Direcția de Drumuri Județene și aia este în forma autentică a traseilor inițial concepute. Adică Bărsănești, Bărsănești și Caracol, Caracol. Nu mai există traseile astea conducute. Păi e normal să fie așa. Ei au mers în felul ăsta pentru că au mers pe licența veche și în forma achiziției făcute alte facuri anterior. Ei nu puteau să intervină. Eu mă uit afară, mă uit militare, mă uit pe tot. Băi, frate, ele nu sunt firme private, sunt firme, de exemplu, cum e Departamentul Transportului la Consiliul Județean. Sunt firme care sunt subvenționate din bugetul local și merg, frate, și fac traseele, cum trebuie să facă. Au ori, ai program, ai tabel, ai tot ce trebuie. Câți are? 3-4 oameni? 5? Nu știu câți are acolo. Dar vreau să spun că nu-i ca la noi, de bandata asta. Aia ține potențialul comunității de atunci. Când eram noi mai tinerei, Orești avea departamentul propriu de transport pinicul, da? Ei, acum nici măcar Orești, care este un oraș care are un potențial altul decât noi, nu-și permite să aibă rețea proprie de transport în comun. Deci folosește tot terți, adică toți privați care le fac mai mult transport în comun. Da? Adică eu îmi permit Bârsănești să am transport în companie de transport proprie comparativ cu Oreștiul care are un potențial de celor mai mare decât mine. Deci nu intră discuție. Noi trebuie să folosim ceea ce primim prin intermediul Consiliului Județean, pentru că asta este legislația și în condiția să funcționăm. Deci nu ne-ar convine să putem, să avem potențial să facem așa ceva. Să nu depinde de mine. Dar nu există, nu putem să facem ceva. Noi putem participa cu cotă minor acolo, să zicem, 20%. Problema este că... La ce cotă? La ce să dai? Păi cum? La transport. Deci Departamentul Transportului la Consiliul Județean poate să spună, domnule, 5 microbuze pe Comuna Bârsănești, 5 pe Livie sau așa. Și poate să te oblige, să te oblige. Domn, participi tu 20% din bugetul local. Aia însemna că... Păi aia însemna. Ca și păi, Consiliul Județean să Consiliul Județean are cel mai mare buget din județ. Păi aia e clar să facă el ca minuscul să facă ceva. Da, poți să mă asociez într-o chestie care se spune că din 30 sau 20 s-au asociat și au făcut o entitate de transport în comun pe care folosește subdirigirea și directa îndrumarea a direcției de drumuri a Consiliului Județean. Atunci, da, am putut să facem o chestie, să fie o chestie de asta. Dar eu singur, ca și unitate, ca și OAT, nu-mi permit, nu am un asemenea potențial să susțin o asemenea companie. Păi noi trebuie să facem presiune asupra lor. Trebuie să găsați cu modalitate și ei până la urmă. Noi am fost la Bacău
domnul Preda este aici. Am fost cu cetățenii. Nu, dar s-a mai multe ori. Mai multe ori am fost. Am fost și la gara, la UNED, la autogara, tot. Am fost întrebați. De câte ori se întâmplă fenomenii ăsta? Fac tabel, îl trimitem la Consiliul Județean. Mai mult de atâta... Nu-i interes la Consiliul Județean, ai clar. Ba este, oamenii ne-au rugat să facem reclamații, de să le trimitem, ca să scape de firma asta. O pasă cu cetățeni, zice că da, nu se pune rău cu șoferul. Domnule, Consiliul Județean, vreți să vă spun o chestie, are toate, toate instituțiile ar la mâna lui, dacă stăm bine și gândim. Are ISCPR, are poliție rutieră sau ce mai are pe acolo. Și poate să-i oprească din, din fiecare, de trei ori pe zi, dacă vrea, la fiecare curs. I-au oprit și au rămas oamenii în gară. Da, și au rămas oamenii în gară. Și au rămas cu oamenii pe țisemina, au venit cu taxiul. Și atunci cum crezi că scăp de firma asta care nu-și face treaba? Îi sancționează tot timpul, păi, adică îi convine să ia sancțiuni în fiecare zi și el nu produce? Asta e serios. Dar nici n-are de unde să producă, că te-ai urcat în noaptea, să vezi la 9:30, la 12, sunt 2-3 persoane în litera mai autobuz. Tocmai și ei, dacă vede că nu are randament, să facă la adresă către Consiliul Județean și să ia măsuri cu Consiliul Județean, frate. Păi, dar nu putem să aducem oameni să lucreze. Aici e problema. Avem, nu putem să obligăm. Știi, fii flexibil, trebuie să fii prompozmit. Dacă mai cineva vrea să mai... Mai arăt cineva să mai aibă cuvântul? Domnul Vlad. Declar ședința încheiată.